Eu aș fi vrut că, să vă spun că în sală sunt și câțiva dintre autorii români de capitole. Eu am un ordine în care sunt capitolele așezate în carte. Flavia Dura, Flavia, apoi Rodica Săvulescu și domnul Paul Dobrescu. Cartea este chiar făcută din mai multe perspective. Sunt autori din Italia, din Olanda, din Ucraina, din Turcia, din Polonia. Nu avem un punct de vedere britanic pentru că încă nu puteam aspira la așa ceva, neavând o publicație în engleză anterioară, dar pentru următoarea cercetare sper să avem și un punct de vedere britanic. Rugați-l să scrie acum, să după. Da. Și am, dintre autorii din alte țări, nu am reușit să invităm pentru lansare, dar în curând îl putem avea pe Skype, pe Diego Varela, cel de-al treilea editor al volumului. Și o să rugăm să intre în legătură cu el pentru a avea totuși o notă europeană a acestui eveniment. El vorbește în română, dar este spaniol. Da. Bună seara! Mă auziți? Da! Foarte bine! Eu vă mulțumesc, în primul rând, pentru invitația să particip la această lansare de carte și aș vrea să vă vorbesc puțin despre cartea în sine. Cartea este o carte despre euroscepticism. Și eu aș spune că este o carte importantă despre o temă chiar mai importantă. Este, în momentul actual, probabil, una dintre temele cele mai importante pentru viitorul Uniunii Europene. Și eu aș vrea să mulțumesc pe Alina Bargăoanu și Loredana Radu pentru că m-au invitat să coordonez această carte împreună cu ele. Ce este euroscepticism? Probabil ați vorbit deja puțin despre această temă. Eu ce aș spune este că în Europa este, știți că, probabil știți foarte bine că se măsoară atitudine față de Uniunea Europeană în mod constant printr-un sondaj la nivel european care se numește Eurobarometru. Și cu acest sondaj, în Europa s-a simțit o schimbare foarte, foarte mare în anii 90 în Europa. Și ceva care s-a cunoscut cu expresia de sfârșitul consensului permisiv. Până atunci, toată lumea în Europa, majoritatea opinii publice din toate țările din Europa erau în favoarea integrării europene. Dar în anii 90, când s-a semnat tratatul de la Maastricht, ceva s-a schimbat. Și în Europa au început să fie mișcare mai critice și atitudinile mai critice față de UE. Acest lucru s-a întâmplat în întreaga Uniunea Europeană de atunci. Dar în România este ceva diferit. România este o țară mult mai europeistă decât restul Uniunii Europene. Aici, în România, încă nu a ajuns acest sfârșitul consensului permisiv. Nu sunt partide eurosceptice importante în România. Nu sunt atitudinile euroscepticii între majoritatea populației în România. Nu este Thailandia, de exemplu, acum, când se discută chiar și continuarea în Uniunea Europeană. În România, probabil, acest lucru încă trebuie să se întâmple, probabil se întâmplă acum sau se va întâmpla în curând. Și această carte este o carte foarte importantă care ne va ajuta să înțelegem
acest pas care este unul normal și este unul natural în România, să crească această mișcare eurosceptică în România. Este ceva de preocupat, este ceva rău. Eu spune că nu, titlul cartii spune United by or against Euroscepticism. Dacă euroscepticismul, chiar dacă este ceva în teorie anti-european, în practică poate ne face mai europeni, ne unește euroscepticismul. Și eu cred că euroscepticismul, un anumit tip de euroscepticism, poate fi chiar pozitiv. Și mai ales într-o țară precum România. Eu când am făcut o analiză despre votul în semnul Consiliului, eu am văzut că România și Bulgaria ar putea să fie definiți ca domnii da, pentru că ei spuneau întotdeauna da la fiecare vot care se făcea, dintr-un punct de vedere statistic, România întotdeauna spunea da. Și acest lucru s-ar putea să se înțeleagă ca ceva pozitiv, dar poate să fie ceva și negativ dacă noi vedem că multe lucrurile care se întâmplă în momentul actual în Uniunea Europeană nu merg bine și trebuie schimbate și noi trebuie să fim critici și România trebuie să fie, să participe, să fie activă, să ne ajute să construim împreună o Uniune Europeană mult mai bună.